A rămas fără proteine. Ce credeți? El nu știe, suntem aici în spate backstage. El în spate, ia hotel că e acolo, el cântă. O să intră direct peste el. Acum aveți atenția, valeu. Salutare leilor, astăzi o să facem un vlog foarte special pentru că astăzi este o zi de duminică și cum noi, de fiecare dată și duminica lucrăm pentru că n-avem stare, bineînțeles, dacă vrei să ai bănuțul tău și vrei să fii de succes în viață, trebuie să lucrezi inclusiv și duminica. Astăzi mergem la concert la Antonio Pican. Prietenul meu Antonio are concert tocmai la Slatina, așa că ne urcăm în mașină și mergem direct acolo și o să vă iau cu mine peste tot, în spatele scenei și pe scenă, bineînțeles, dacă putem să filmăm, să vedeți exact cum este o experiență de acolo. Probabil că mulți dintre voi știți cum este de jos, din fața scenei, dar să vedeți și cum este în backstage. Haideți cu mine până la Slatina, să mergem! Leilor, înainte să plecăm, am oprit și la Livu, unde mâncăm noi cele mai bune preparate, ca aici găsești pui cu orez super bun și cu legume și așa mai departe. Și am adus pe băieți să mănânce ceva cum trebuie. Suntem aici cu Dan și cu David, puternici aici, David îl știți. Dăm story-le mele, e clientul meu și dăm cu astea, pune rău de tot. Aici avem niște pui cu orez de ăsta puternic, au. Aici avem niște noodles cu pui, dar tot noodles ăla, tot din orez. Și David aici ce și-a băgat ea. Și-a pus niște sos ăsta de soia pentru gust, așa, iau ăsta, așa, stați pe tot parcursul vlogului pentru că o să vedeți secvențe super mișto pe care probabil nu le vedeți de acolo de jos și cu siguranță nu le vedeți. Haideți cu mine până la Slatina. Am oprit să și alimentăm leuților, bestia asta revolă, ce credeți? A trebuit să-i deportează al vostru, fratele vostru leu, să încapă direct în chestia asta. Hai să vedeți cum intru eu înăuntru. Deci efectiv trebuie să stau, să mă pun, să-mi pun mâna la cap că mă lovesc. Au de muzică dată în blană, în jonule, ia fiți atenți. Aoleu, aoleu. Ca la poliție. Gata? Așa. Ba, băieții, iau-te. Băieții mei. Mersi frumos, Clav. Mersi. Mersi. Nu trebuia să vă deranjați. Da. Bordul ăsta clasic de Mini Cooper. Hamau. Alele noastre, știți voi. Cu mașini, cu tot ce trebuie. Da. Stai să ieșim în mașina asta. Păcăți-și curăta. Greu e. Da. Bă, nu v-am zis, dar Picanul nu știe că ajungem la el la concert, pentru că am zis să-i facem o surpriză. L-am văzut așa puțin mai îngândurat, am zis, bă, că frații mei nu vin la mine la concert. Cum să nu vin la tine la concert? Suntem pe drum spre Slatina și am plecat mai târziu cu Golan ăștia doi, pentru că efectiv fratele vostru a avut treabă. Ce credeți? Mi-am luat jante de 19 pentru Leo Mobil. Și o să vedeți în următorul vlog ce jante luăm, că sunt puternice rău de tot și a trebuit să mă duc să-mi iau și distanțierea. Am vorbit cu băieții, cu Vericul, așa, Vericul, Edo, și eu, și o conversie de aia perversă. La 5:12, că mașina abia avea 5:100. Bă, e cam fric, chiar e fric, adică acum chiar mușchii ăștia nu prea mai țin de cal. Și mergem direct la Slatina, mai avem, cred că vreo oră de aici din benzinărie. Și îi dăm puternic, mă duc să mă îmbrac hărăcesc. Vă pup, stați în continuare pe vlog pentru că urmează scena direct. Mamă, dacă dă frică, mamă, trebuie să trebuie mașina neapărat. Am ajuns și la concert, la fix am ajuns și Picanul deja e pe scenă. Nu știe că venim, dar suntem aici, sper că m-au zis că e gălăgie super mare. Omul nostru e sus pe scenă, imediat o să vi-l arăt. Dar până atunci, stați aproape pe vlog că e senzație. Dacă vedeți câtă lume e, stați că o filmez imediat acum. Proteine. Ce credeți? El nu știe, suntem aici în spate backstage. El în spate, ia hotel că e acolo, el cântă. O să intră direct peste el, iau acum al doilea microfon și nu se așteaptă. Ce credeți? Că nu știe că venim. Abia aștept reacția, cred că o să rupă așa, dai seama, clar, 100%. El nu știe că venim. Suntem aici, m-am pregătit, nu știe că vin, ce credeți? Bă, pentru Firico ăsta care e aici, sunt servit la de...
Bă, dați un like acolo și un subscribe din ăla puternic, că nu mai poate vrata-i vostru, e măcașul rău de tot. Totuși, haideți că ăsta e acolo, nebunul ăsta, și nu știe că vin și eu sunt aici mic, în spate, și aștept să dau peste el. Și ce credeți, ce credeți? A luat fratele vostru și microfonul să intre peste el, să facă senzație. Acum mi s-a atenția, mă lău! Ia lasă-mă piesele, ce zici acum, care ești? Faceți și noi niște gălăcie pentru vlogul lui Andrei! Gălăcie încă o dată! Satina! 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 Pare că n-a fost așa! Hai să-i dăm acum, ce zici? Hai, te pop! Leuleilor! Care dintre voi face sală? Faceți ceva sală pe aici? Atunci trebuie să vă apucați de seara leilor ca să faceți mușchi cât Andrei. Până atunci, vreau să vă gândi. Am intrat aici pe scenă și toți copiii cu mine. Băi, băi, îl pif pe leul vostru. Aici, acolo, pentru voi. Bine. Hai. Hai să facem un pic. Hai repede, fost. Hai. Ăla-i. Bun. Da. Haide. Frate, ai brațul super mare. Să rămână, mersi, știu. Și ce credeți, leuților? Aici s-a oprit microfonul din cauza temperaturii foarte, foarte scăzute. Și a venit David în dreapta și a zis: bă, cuțitul întâi dacă nu faci poză. Și am crezut pur și simplu că m-a luat așa prin surprindere. A stat la o poză din aia corespunzătoare. Bă, și ce voiam să vă arăt aici este că toți susținătorii mei sunt plini de energie și mă iubesc foarte mult. Și strigau aici că Bordeanu e cel mai tare și mai departe. Și am ținut neapărat să pun partea asta în clip. Și de-aia vă și fac voice-over-ul ăsta, pentru că mi se par foarte, foarte mișto băieții. Bravo, tată, super energie. Le-am zis să meargă la sală, să facă mari, să fie tot ce trebuie. Vă pupă, tata leu. Ia-o-te-l și pe-a saltat. Mai fă și tu, mai fă și tu poze. Mai filmează și tu, mai fă și tu. Lumii, vă iubim pe toți. Chiar din partea mea și din partea și Antonio la fel. Cu toții vrem să facem poze cu toată lumea, să fie tot ok, dar numai că organizarea pe la concerte și așa mai departe lasă de dorit. Adică eu nu am trăit experiența asta pentru că nu sunt un artist, e adevărat sau nu, țin concerte și așa mai departe, dar de fiecare dată când am fost cu el, e pericol. Adică efectiv, organizarea trebuie să fie mult mai bine pusă la punct. Cam asta e treaba. Revenim. Am ajuns și de la concert în sfârșit la mașchineta mea pe care am lăsat-o aproape acolo la Livu, unde am mâncat, unde v-am arătat pe vlog, și vreau să zic că a fost o zi super reușită. Antonio chiar s-a bucurat că am intrat peste el pe scenă, adică, bă, îți dai seama, vine prietenul tot cel mai bun până la urmă, până la Slatina după tine. Și cu băieții, bineînțeles. A fost o experiență super mișto, mai ales pe scenă. Și v-am zis, acolo în backstage arată super mișto. Și v-am luat cu mine să vedeți exact cum este experiența. Oamenii din Slatina, senzaționali. Am stat, am făcut poze, am râs, am glumit. Am stat pe Instagram, pe TikTok-uri, pe tot ce s-a putut. Și chiar toată lumea a fost super fericită. Băieții care au apărut pe vlog și pe cu care am filmat, vreau să vă salut încă o dată. Sunteți cei mai tari, bravo, vibe-ul este extraordinar. Până data viitoare, nu uitați să rupeți butonașul ăla de like, să-mi dați un mega, mega subscribe pentru a vă crea mereu conținut din ăsta blană, super blană, rău de tot, și un follow pe Instagram, pentru că acolo postez cele mai noi chestii despre fitness, nutriție, mașini și tot ce vreți, sunteți mult mai aproape și aflați și când apar noile vloguri. Vă pup, leilor, și stați mari, fraților, până data viitoare. Pa!